Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta venim cu o nouă campanie, așa cum v-am obișnuit. O campanie mai specială, o campanie mai atipică, pentru că se apropie luna decembrie, luna cadourilor. Am intitulat această campanie a editurii Herald, desfășurată pe site-ul editurii Herald, Noutăți editoriale. Între 26 noiembrie, 3 decembrie, editura Herald vine în întâmpinarea celor care au nevoie de inspirație în apropiata lună a cadourilor, luna decembrie, cu multe noutăți și titluri în avanpremieră, puse la dispoziția cititorilor și disponibile doar pe site-ul editurii www.editura-herald.ro. Pe pagina de Facebook, așa cum v-am obișnuit, cu materiale, cu interviuri, cu invitații noștri speciali, vom aduce în atenția dumneavoastră, în atenția publicului pasionat de lectură, o serie nouă de titluri care acoperă o gamă largă de preocupări și interese, de la miturile arturiene din colecția Arhetip, la psihanaliză, învățăturile budismului tibetan, alchimia internă chineză, misticism islamic, cabala, iată colecția Sefer, practici meditative creștine, subiecte pe care le vom aborda, așa cum am spus, în cadrul discuțiilor din această campanie, noutăți editoriale alături de specialiști, traducători, psihologi, psihoterapeuți, coachi și specialiști în tradiții spirituale. Astăzi, alături de noi, și îi mulțumim foarte mult, este colega mea, Gabriela Denis, psihoterapeut, coordonator al colecției Psihopractica. O colecție din care face parte o carte foarte frumoasă, proaspăt, aș putea spune, adusă din tipografie, Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional. Și cred, așa cum vorbeam cu Gabriela Deniz înainte de interviul nostru, cred că titlul acesta spune multe despre această carte. Cum te poți vindeca de părinții distanți, lipsiți de empatie, egoiști? O carte scrisă de Lindsay Gibson și, cum spuneam, publicată în colecția Psihopractica în cadrul acestei campanii Noutăți editoriale. Dacă ai fost crescut de un părinte imatur emoțional, indiferent, poate nepăsător, mai puțin implicat sau non-implicat în creșterea și educația ta, poate chiar și egocentric, am putea spune, ai experimentat cu siguranță sentimente ca furie, singurătate, trădare sau abandon, apropo de formele, de rănile, de abandon, de trădare, de nedreptate și așa mai departe. Îți amintești copilăria ca pe o perioadă în care nevoile tale psiho-emoționale nu au fost satisfăcute. Sentimentele tale au fost ignorate de către părinți și a trebuit să-ți asumi cumva responsabilități de adult pentru a compensa în acest fel comportamentul propriilor părinți. Aceste răni pot fi însă vindecate, iar tu poți să începi o nouă viață, scrie în prezentarea acestei cărți. Un subiect, îți mărturisesc, Gabi, un subiect pe care, fără să știu de momentul apariției acestei cărți, un subiect pe care l-am mai atins. Deci, iată, un subiect de care am fost interesat, indiferent că am vorbit despre copilul interior, că am vorbit despre traumele din copilărie, că am vorbit despre rănile emoționale, că am vorbit despre tiparele comportamentale, pe aici, pe acolo, întotdeauna noi ne-am raportat la problemele noastre, noi ca adulți, ne-am raportat cumva la copilărie. De ce suntem noi așa cum suntem? Și atunci, sondând cumva în copilăria noastră, exact, ne-am dat seama că, de fapt, un rol important în felul în care noi suntem cum suntem acum ca adulți, un rol important l-au jucat părinții. Cu siguranță, și noi vorbeam înainte de începerea materialului, cum facem de regulă și ne începem așa să ne implicăm în discuție, chiar înainte de a începe propriu-zis discuția, ne gândeam la părinții care, să spunem că în anii 70-80, în contextul socio cultural de atunci,
puneau accentul, așa cum o făceau, generalizez, cred că 90% din părinți, puneau accentul pe nevoile de bază. Când spun nevoi de bază, mă refer la nevoile fizice, biologice, dacă amintim piramida lui Maslow, da? Măi copile, ai un acoperiș deasupra capului, ai hăinuțe cu ce să te îmbraci să mergi la școală, ai mâncare, nu-ți lipsește nimic, ai cărți, ai jucării, deci totul se rezuma cumva la zona aceasta a materialului. Tu nu ai decât o simplă sarcină, aceea de a învăța și de a fi un copil cu minte, de a nu face nebunii năzbâtii. Ori părinții aceștia, cumva neimplicați, sau poate chiar la antipod, aș putea spune, și tu sigur îmi vei spune mai multe, părinții non-implicați, indiferenți, dar cred că și părinții hiperprotectori și autoritari erau genul de părinți care puneau accentul pe nevoile fizice, biologice ale copilului și nici de cum pe cele psihoemoționale. Aș completa un pic aici tablou, pentru că, vezi, nu înseamnă că un părinte din anii 70, 80, 90, care și-a crescut copiii punând accent pe aceste nevoi, nu reușeau să ofere în plus satisfacerea altor nevoi ale copiilor. Nevoile emoționale, nevoile de căldură, de iubire, de înțelegere, de ghidaj, de acceptare. Adică, un copil are nevoie, într-adevăr, dincolo de prima treaptă a piramidei lui Maslow, are nevoie să fie văzut, are nevoie să fie înțeles și are nevoie să fie oglindit, să-i se spună: uite, când faci asta, se întâmplă asta. Când se întâmplă asta, tu te simți așa. Adică să-i recunoaștem emoțiile, să-i le putem cumva metaboliza pentru el. În primul rând, nevoile lui atunci când copilul se apropie de tine și cere. Adică nevoia lui de atenție, nevoia de a-i se da ceva, pentru că atunci el este văzut, dar și nevoia de a-i, și emoțiile agresive, de a-i se metaboliza agresivitatea, pentru că noi toți ne naștem cu acest impuls agresiv, care, dacă nu este trecut prin sistemul acesta digestiv matur al unui părinte, da? Se întoarce împotriva noastră, pentru că ne este frică de ce putem face și totodată suntem absolut cuceriți de forța noastră și de agresivitatea noastră. Și atunci copilul are nevoie să-i se metabolizeze, în primul rând, nevoile de iubire și pornirile agresive. Da? Iar cei mai mulți părinți, în mod instinctiv, în mod normal, sunt acolo ca să treacă prin filtrul propriei lor emoționalități aceste nevoi. Pentru că mamele știu să iubească, știu să-și ia copiii în brațe, mamele știu să dojenească, dar fără a fi foarte dure. Mamele înțeleg, da? Înțeleg nevoia copilului, înțeleg pornirea copilului, lasă de la ele, reușesc să pună în cuvinte de cele mai multe ori comportamentele copiilor într-un mod instinctiv, în mod natural, prin propria capacitate de a se relaționa și de a fi acolo cu copilul. Trecem un pic granița și ajungem la momentul în care părintele este debusolat, la momentul în care părintele nu este în contact cu el însuși, la momentul când părintele a trecut prin propriile lui experiențe negative, prin propriile lui traume și la punctele slabe ale părintelui. Pentru că indiferent cât de buni părinți vrem noi să fim, cât de perfect suntem, noi avem un punct slab, un punct orb. E ceva ce poate ni s-a întâmplat nouă în copilăria noastră și pe care noi nu l-am înțeles. Este ceea ce n-a putut să ne dea generația anterioară și generațiile anterioare, bunicii noștri, părinții noștri, nu au putut să ne ofere. Da? Vorbim aici și de traume transgeneraționale, acele lipsuri care se transmit din generație în generație în creșterea unui copil. Și ajungem la un moment dat la vârsta adultă cu anumite defecte, să spun așa, cu anumite strategii de a ne rezolva problemele și de a intra în relație cu ceilalți, care au de cele mai multe ori sunt eficiente, dar în anumite situații absolut ne ajută și poate chiar ne încurcă și ne creează obstacole. Și acum intervine, de fapt,
problema părinților imaturi emoțional, fiindcă un părinte, catalogăm să spun așa, punem o etichetă de părinte emoțional, mai degrabă părintelui care a fost mult prea mult preocupat de propriile lui nevoi ca să poată să vadă nevoile copilului. Aici aș trage puțin linia și aș spune că un părinte obișnuit care se ocupă de nevoile fizice ale copilului, de nevoile lui de creștere până la urmă, să fie aproape de el, să-l îndrumi, îl învețe să facă la școală, îi spui că dacă tu nu ai o educație psihologică, să spun așa, foarte elevată, oglindești copilului sau nu o faci într-un mod conștient și foarte elaborat, da? Dar tu ai această capacitate, pentru că este o capacitate născută, cu care noi oamenii venim, da? Exact cum se nasc câinii cu această capacitate de a recunoaște emoțiile și de a ne răspunde, ei nu merg la școală pentru asta. Dar ei o au în mod natural, așa o au și oamenii în mod natural, pentru că trăiesc în colectivitate, pentru că suntem oamenii sunt ființe sociale și pentru că avem acest creier emoțional, emisfera dreaptă, care știe să-și facă treaba și fără să o întrebăm noi cum. Da? Și fără să-i spunem noi mereu, uite, acum trebuie să faci așa. Asta o facem când ea a uitat cum să-și facă treaba. Da? Când există acolo niște impedimente, când avem deja niște obstrucții, niște scheme care s-au structurat într-un mod defectuos și împiedică instinctul nostru și capacitatea noastră naturală de relaționare să-și facă treaba. Asta se întâmplă de obicei când trăim traume, iar o traumă foarte importantă pe care ne-o provoacă părinții imaturi emoțional, și repet aici, mă refer în primul rând la părinții care, pentru că propriile lor nevoi au fost atât de mult neglijate în copilăria lor sau au trăit traume, abandon, un abandon care poate însemna moartea părintelui. Nu trebuie neapărat să vină din faptul că părintele lui l-a abandonat fizic, l-a lăsat undeva și a plecat. Nu, moartea părintelui este un abandon care îi provoacă copilului o traumă importantă. Și atunci acești părinți care nu au văzut nevoile copiilor lor sunt acei părinți imaturi emoțional, care ne provoacă nouă traume. O traumă foarte importantă, spuneam, este trauma neglijării și trauma nerecunoașterii emoțiilor. Deci, când eu cresc într-un mediu în care ceea ce eu trăiesc nu este oglindit în niciun fel, pentru că părintele nu este capabil să vadă dincolo de propria lui imagine și de propriile lui nevoi. Pe lângă neglijarea emoțiilor, putem să vorbim și de reprimarea lor. Și aici am să-ți dau un exemplu la care, mă rog, mi-a venit în minte, m-am gândit. Cu siguranță, cred că am observat lucrul ăsta mai mult din partea taților. Da? Apropo de reprimarea emoțiilor, pe lângă partea de neglijare și mai ales partea de, aș numi eu, un soi de absenteism. Absenteism din viața copilului, absenteism din viața, de fapt, din viața emoțională a copilului. Deci, pe lângă acest absenteism, și un soi de reprimare sau de nerecunoaștere, de fapt, a nevoilor copilului. La modul, un tată autoritar, da? Care este implicat, nu? El este prezent și este implicat în educația și în creșterea copilului, doar că vine și el la rândul lui cu un anumit tipar impus cumva de societate, da? Tipar sociocultural în ceea ce privește creșterea și educarea băieților. Da? Băi, tu ești, și noi am mai discutat de multe ori pe tema asta, băi, tu ești băiat, un viitor bărbat. Tu nu ai voie să plângi. Ce e sensibilitate la tine? Tu nu ai voie să fii sensibil. Da? Pentru că și băieții se nasc și vin cu un soi de bagaj genetic diferit. Sunt băieți care, nu știu, toată ziua bat mingea, sau pe vremuri, în urmă cu câteva zeci de ani, băteau mingea în fața sau în spatele blocului, da? Și erau mai rebeli și și-au dezvoltat niște calități chiar fizice, da? Poate și de comportament, mai masculine și cumva acceptate de societate. Da? Pe când un băiat, dau un exemplu, care, nu știu, stă toată ziua și citește, uite cum eram eu, așa. Stai toată ziua cu cartea în mână, citești, te documentezi, îți place să citești, iubești cărțile și tot felul de alte domenii. Știi? Și ești văzut așa un pic cam straniu, cam ciudat. Da?
De ce nu faci și tu ceea ce fac ceilalți? Dacă ești hipersensibil, măi, nu e bine. Tu ești băiat, nu ești fetiță. Doar fetițele sunt sensibile, doar fetițele plâng. A existat și forma asta de nerecunoaștere și, mai aș spune, de nevalidare a emoțiilor copiilor de către genul acesta de părinți. Dar un părinte care îi spune copilului lui, nu e bine cum ești tu și trebuie să fii altfel, nu vede acolo propriului copil. Ceea ce vede este idealul lui sau ideea lui de cum ar trebui să fie un copil. Copilul lui băiat sau copilul lui fan. Nu știu, toată ziua cu bicicleta și cu mingea și nu știu, nu te îmbraci și tu nu ai vrea și tu să fii cum arată celelalte fete, cu rochiță, cu uite, că tot timpul ești murdară, tot timpul alegi numai cu băieții pe afară. E același lucru, da? Nu înseamnă că fetița aia nu are și partea cealaltă feminină, plăcută de a fi și delicată, și dar nevoia ei în momentul ăla este să alerge pe coclaur și să se tăvălească în nămol. Nevoile copilului diferă de la vârstă la vârstă. Unii ne trezim mai devreme interesați de partea cealaltă, de sex opus, unii ne trezim mai târziu, unii avem instincte agresive pe care nu ni le-am procesat la momentul respectiv, adică n-am învățat să trăim cu furia noastră, cu agresivitatea noastră și atunci izbucnim în ieșirile astea agresive mai degrabă să știm ce să facem cu ele, da? Iar în momentul ăla de multe ori sunt pedepsite izbucnirile noastre agresive. Cu alte cuvinte, tu ești un om agresiv, ești un om rău și nu ar trebui să-ți mai folosești agresivitatea. Și asta este un mesaj absolut negativ care este transmis fetelor, da? Dar este transmis în același timp de anumiți părinți și băieților. Pe de altă parte, este mult mai ușor să accepți la băieți izbucnirile agresive, pentru că așa este societatea noastră gândită, și încurajezi ieșirile astea un pic mai, nu știu, nemodelate, știi, nemodulate de agresivitate la băieți, pe când în momentul în care vezi un băiat sensibil, te gândești ce o să se aleagă de băiatul ăsta. Dar nu e ca ceilalți băieți, ce o să se aleagă de el, unde o să ajungă el în viață, dacă nu se facă față, că na, pe Maidan trebuie să ne batem, trebuie să ne certăm, trebuie să împărțim lucruri. Comportamente care în cazul copiilor nu sunt deloc negative. Da? Tocmai recent lucram la reeditarea cărții lui Peter Gray, Liber să înveți. Comportamentele acestea sunt și ele necesare, pentru că de obicei copiii, când în conțile în care nu vorbim despre tulburări de comportament, nu vorbim de copii care, din cauza suferinței lor, din cauza traumelor lor, devin absolut agresivi, da? Ci vorbim de comportamente normale de copii care funcționează în limitele alea adaptate, normale, ei când se angajează în comportamente agresive, ei știu să-și dozeze agresivitatea. Ei știu până unde pot merge cu agresivitatea. Ei știu până unde pot merge cu necăjirea celuilalt copil. Ei știu până unde pot merge într-un joc de trântă. Și de multe ori băieții mai mari se iau la trântă cu băieții mai mici, da? Pentru că asta îi face și pe ei să se simtă puternici, dar ai să vezi că de cele mai multe ori un copil mai mare când se ia la trântă cu un copil mai mic, cedează la un moment dat puterea și îl lasă pe cel mic să vină deasupra lui sau chiar să pară că l-a învins, da? Pentru că în modul ăsta și celălalt gustă din plăcerea jocului și jocul poate continua, da? Deci copiii știu cum să-și dozeze lucrurile astea atunci când limitele în care au crescut sunt sănătoase. Dacă vorbim deja de copii abuzați, de copii înspăimântați, de copii terorizați efectiv de comportamentele agresive ale adulților din viața lor, care poate să nu fie neapărat părinții, atunci da, aici vorbim de traumă și aici vorbim despre un comportament agresiv care vine pur și simplu să-l înăbușe pe celălalt, vine să-l supună, ca să pot eu să compensez lipsa mea de putere, de exemplu, ca copil. Dar noi nu, de cele mai multe ori, nu oferim copiilor libertatea asta de a explora comportamente și sentimente și trăiri pentru a putea să înțeleagă unde este limita. Fiindcă ne este frică, atât de frică, de ce o se întâmplă dacă se iau la trântă? Ce o se întâmplă dacă o să-i dau un pumnă lui lant, știi? Nu știu,
mulți copii își dau pumn, dar nu-și sparg fața, știi? Nu știu, mulți copii se iau la trântă, își pun piedică, se trântese. Dar rare ori vezi accidente cu adevărat importante să se întâmple din asta. Totuși aici, agresivitatea e cu totul o altă zonă. E o zonă pe care acum, de foarte multe ori, încercăm să o ținem departe de copiii noștri, încercăm să-i învățăm pe copii să renunțe la impulsurile lor agresive, pentru că nu este bine, nu este frumos, nu este, e o dovadă de proastă creștere. Și ce o să spună ceilalți despre capacitățile mele de a-mi educa copilul? Dacă sunt atâtea cărți de parenting în lumea asta, sunt atâtea cărți de parentaj și uite asta așa cum are un copil agresiv care înjură. N-a știut să-și educe copilul, știi? Dar, de fapt, în zona asta, în zona acestor comportamente, copiii explorează și învață ce înseamnă limite. Pe de altă parte, părinții imaturi emoțional, întoarcem la părinții imaturi emoțional, sunt părinții care nu văd nevoile copiilor, care exploatează nevoile copiilor pentru a-și îndeplini propriile lor nevoi, pentru că undeva în mintea lor ei au învățat să facă asta în relație cu părinții lor. Da, probabil că părinții s-au purtat la fel cu ei. Învață cum să manipuleze nevoia copilului pentru a-și obține propria lui nevoie. Sunt părinții care sunt suficient de absorbiți de sine ca să caute cumva să-și împlinească propriile lor visuri prin viața copilului. Da? Sunt cei care sunt uneori foarte autoritari, sunt uneori trasează niște limite foarte stricte în direcția în care poate evolua copilul respectiv. Da, eu am să-l fac muzician. Poate copilul e afond, dar eu am să-l fac muzician. De ce? Pentru că eu am vrut să fiu profesor de pian sau eu am vrut să fiu mare cântăreț la operă și eu n-am reușit să fac asta cu viața mea. Asta am să fac. Aceștia sunt genul de părinții, numeam noi într-o altă conversație, de fapt copiii acestor părinți, îi numeam noi extensii. Extensii ale propriilor nevoi, da, neîmplinite. Dacă mi-am dorit în copilărie să cânt la vioară, pentru copilul meu, fetiță sau băiat, ca o activitate extracurriculară, eu îl voi da la vioară. Dacă eu sunt un tip sportiv și am făcut fotbal și nu știu, mi-am rupt glezna și din cauza unui accident n-am mai continuat și visul meu era să ajung un mare fotbalist, ce voi face cu fiul meu? Îl voi da la fotbal. Da? Și exemplele pot continua și în zona domnișoarelor cu mamele care și-au dorit în copilărie anumite lucruri. Și acum mă gândesc... Dar dincolo de asta, mai sunt părinți care sunt neputincioși. Care lasă impresia că sunt, probabil că mulți dintre ei suferă cu adevărat de depresie, dar lasă impresia că nu pot face față emoțiilor. Că nu pot face față evenimentelor care li se întâmplă. Foarte mulți dintre ei ajung să folosească alcool sau să folosească alte substanțe. Și ce se întâmplă este copilul se parentizează, este termenul, în sensul că preia responsabilitatea pentru emoțiile adultului. El simte că lumea este nesigură, copilul respectiv, trăiește într-o lume nesigură, ajunge ca într-o lume a fanteziei lui interioare să se crească pe el însuși și să aibă grijă să nu supere părintele. Pentru că părintele, dacă e supărat, nu o să reziste, cu siguranță o să pățească ceva. Da? Este exact grija față de părinte, de multe ori devin confidenții părinților, se trece linia între care în relația asta între mamă și tată, copilul devine confesorul mamei, de exemplu, că el trebuie să o apere pe mama, el trebuie să fie acolo lângă mama, da? Și se trece cumva linia și copilul este ridicat la nivel de adult, este crescut forțat ca să-și asume anumite responsabilități, în special în zona asta emoțională, care de fapt nu țin de copil și de copilărie. Un soi de maturizare precoce, dar nu în sensul bun al cuvântului. Copilul nu-și trăiește copilăria. Copilul nu are timp
Exact. Da, nu are timp să Exact. învețe despre copilărie, de să se bucure de lucrurile mici, să se bucure de ce e important. Iar aici vom găsi mai târziu în viață copii depresivi, dependenți, anxioși, pentru că ei trăiesc cu această teamă permanentă că s-ar putea întâmpla ceva, că ei trebuie să fie în control, că ei trebuie să controleze lucrurile ca să meargă mai departe. Și aici mă gândeam, ascultându-te pe tine, și mai grav, pe lângă exemplele pe care tu ni le-ai oferit, mă gândeam la copiii, mai ales la cei din mediul rural. Tot așa mă raportez din punct de vedere cronologic undeva perioada 1960-1980, poate și mai mult, în care în mediul rural, imaginează-ți o familie cu mulți copii. Da? 5, 6, 7, 8 copii, da? Și în care unul dintre părinți, un exercițiu de imaginație foarte interesant, în care mama, da? Rolul protector, coeziunea familiei, relația, conexiunea cu copiii. Mama moare la o vârstă Da. fragedă, să spunem. Nu știu, în jur de 35-40 de ani, tatăl devine alcoolic, da? Apropo de imaturitate emoțională și de sentimentul de neputință. Da? 5 copii, 8 copii, cum îi cresc singur? Nu pot. Și atunci mă refugiez, exact cum spuneai tu, da? Tutun, alcool, substanțe. Și te gândești copiii mari, apropo de responsabilizare forțată, copiii mari, fată sau băiat, nu contează, deci cei mai Ajung mari să aibă grijă ajung și de să-i tată și de crească frații pe mai cei... mici. Da, ajung să-i crească pe ceilalți. Iar Îți dai seama frica acolo? teribilă pe care o trăiesc copiii ăștia este să-și piardă și tatăl, iar tatăl se angajează în aceste comportamente prin care le dă de înțeles că el se duce către moarte până la urmă, fiindcă un om care bea în fiecare zi, care în permanență îl vezi cum se dărâmă pe picioare și cum dintr-un om puternic, un om care probabil că ți-a inspirat în copilăria ta mică un ideal de bărbat puternic, care poate, care face, care e suficient de adaptat în societate, îl vezi cum piere pe propriile picioare. Iar frica ta cea mai mare este că ai să pierzi și tatăl. Dragii noștri, am vorbit astăzi, uite, un subiect cu totul și cu tot, chiar tulburător, aș putea spune, extrem de interesant și ne ducem așa în zona aceasta a realismului, da? Adică sunt lucruri care se întâmplă, da? Și care nu sunt doar produsul imaginației noastre. Nu ne-am gândit, dar sunt convins că dacă am aflat poveștile de viață ale tuturor copiilor care au avut parte de părinți imaturi emoțional, putem scrie 5 cărți. A fost alături de Da, noi. în carte găsiți foarte multe exemple, găsiți liste prin care să puteți să vă faceți o imagine a ceea ce înseamnă un părinte emoțional și foarte multe moduri în care se exprimă, exemple de moduri în care se exprimă imaturitatea emoțională la oameni în general, nu numai la părinți, că toți oamenii avem parte de imaturitate emoțională, cum se exprimă ea și cum putem să-i facem față, cum putem noi să ne creștem pentru a deveni mai maturi emoțional și foarte multe instrumente de a rezolva o relație cu un părinte imatur emoțional, pentru că, vedeți, titlul chiar este Copii adulți ai părinților imaturi emoțional, pentru că noi avem de-a face cu acești părinți imaturi, chiar și după ce devenim adulți și avem propria noastră familie, și avem nevoie să gestionăm relația cu un părinte intruziv, cu un părinte care nici acum nu înțelege că nevoile lui nu sunt cele mai importante, cu un părinte care nu înțelege de ce tu îl neglijezi când trebuie să te duci la serviciu, să ai grijă de proprii tăi copii, dar nu-l suni pe el în fiecare seară. Și Mulți mult. dintre noi avem parte de astfel de părinți care încă, deși noi avem propria noastră viață și suntem persoane mature, consideră că nevoile lor sunt mult mai importante și modul lor de a rezolva lucrurile este cel real și cel bun și cel corect. Și cred că De aceea. se creează aici și un soi de dependență
a părintelui față de copil, da? Adică îți imaginezi că un părinte independent, la un moment dat, să spunem, în cazul dispariției partenerului de viață, cam așa se întâmplă. Spun și din propria experiență de viață. Așa, trăită cu mama. În momentul în care partenerul dispare, părintele respectiv, toată concentrarea este pe copilul din zona de Copil. proximitate, da? Pe cel cu care eventual trăiește în casă sau foarte aproape de casă, și pe nepoți, adică pe copii. Face un fel de sens al propriei vieți din relația cu copiii și cu nepoții, nemai având, de fapt, propria viață. Deci, nemai având propria viață, ajunge să o trăiască pe celorlalți. Da? Și de aici vine și partea de. Și să ne lase pe ei să-și o trăiască pe lor. Exact. De aici vine și partea de intruziune. Da? Se realizează o relație de codependență. Adică devine foarte îngrijorată, obișnuită tot timpul de a deține controlul. Dacă a deținut controlul toată viața, chiar și acum, la o vârstă foarte înaintată, ce ai făcut aseară? Unde ai fost plecată? Ce ai mâncat? Ai discutat? Deci, absolut, e ca o dare de seamă. Și de aici vine și relația asta de dependență. Adică trebuie să știi tot timpul ce face copilul, ce face nepoțica, ce face Dar să știi tutare, ce că face tătare. este la fel de dureros când ai un părinte evitant, un părinte distant, care toată viața ta nu ți-a acordat niciun pic de atenție. Și Și nu o chiar face și nici la acum, bătrânețe. Și nu o când face nici la sunteți bătrânețe. adulți, da, și ai nevoie de un pic de căldură, ai nevoie, mă, De un mama, tu ești sfat. mama, sau mă, Da. tată, tu ești tata, hai să Da. avem o relație. Da. Da. Și totuși el nu este capabil nici măcar atunci să se deschidă emoțional, să intre în relație cu tine, Lipsa de să-ți empatie. realizările, tot ceea ce poate să facă este tot timpul să fie critic, depreciativ, sarcastic, ironic, deși și el la rândul lui are nevoie de iubirea și de atașamentul ăla, numai că nu poate să primească, nu Dar știe cum și, să primească. da, și o neagă cumva. Dragii noștri, a fost alături de noi o discuție foarte interesantă, Gabriela Denis, senior editor Herald, psihoterapeut și coordonator al colecției Psihopractica, din care face parte această carte frumoasă, Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional. Iată această noutate editorială în cadrul campaniei actuale desfășurată pe site-ul editurii Herald. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până data viitoare, să aveți o zi minunată, să aveți parte de părinți maturi emoțional. Și bineînțeles, pentru că contextul ne permite și cumva ne favorizează acest lucru, Eu aș spune să fiți părinți maturi să fiți și emoțional. părinți, să fiți și părinții maturi emoțional și să încercăm să educăm și părinții pe care îi mai avem, cei care îi mai avem. Așa. Și pentru că timpul ne permite, este frig afară, ce poate fi mai frumos decât o cană de ceai și o carte bună. Așadar, iată această carte minunată pe care vă o recomandăm. Zi frumoasă și lectură Iar în plăcută! luna asta, cred că avem foarte multe cărți bune care apar la editură și eu sunt foarte încântată de noile apariții. E luna decembrie sau urmează luna decembrie, luna cadourilor. Poți face unei persoane dragi cadou o carte sau chiar ție. Așadar, iată un motiv în plus pentru a citi. Așadar, o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. O Numai zi bine, frumoasă! la revedere!